polițiști din Mureș sunt acuzați că au bătut crunt un tânăr de 17 ani aflat pe bicicletă pentru că nu a vrut să oprească la semnalele lor. Ce explicații au, aflați imediat. Sunt deja două zile de când poliția caută doi adolescenți de 15 ani gemeni din Târgu Jiu. S-ar fi certat cu tatăl lor după ce ar fi pierdut mulți bani la jocurile de noroc. Problemele par fără sfârșit pentru cei loviți de viituri. Spun că banii promiși de guvern nu le vor ajunge și că nici nu o poliție de asigurare. Între timp crește alarmant și nivelul Dunării în Ungaria. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Piromanul care a dat foc magazinului de suveniruri din Casa Poporului a fost prins de polițiști în timp ce se ascundea într-un hotel din capitală. Nu ar fi la prima abatere. Bărbatul ar fi avut probleme cu legea și în Italia, acolo unde lucrează de mai mulți ani. Acum este arestat și riscă până la 7 ani de închisoare. El a spus polițiștilor că dezamăgirile față de clasa politică l-au împins să facă un asemenea gest extrem. El este bărbatul în vârstă de 56 de ani care a dat foc magazinului de suveniruri din Palatul Parlamentului. A intrat în clădire prin aripa vizitatorilor și a scos mai multe obiecte textile din ghiozdan pe care le-a incendiat cu benzină. Conform unor surse, el chiar le-ar fi zis oamenilor din jur să se ferească pentru că o să dea foc. Vânzătoarea de la magazin a suferit un atac de panică, iar piromanul a luat-o la fugă. Totul se întâmpla în jurul orei 14. Bărbatul a reușit să scape de oamenii legii și să ajungă la hotelul din Vitan, unde era cazat. Într-un final, în jurul orei 23, după 10 ore de căutări prin capitală, a fost prins de polițiști și a dus la secție. În mod surprinzător, bărbatul era zâmbitor. A fost identificat un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Vaslui, depistat de către polițiștii secției 11 la unitate de cazare de pe raza de competență. Piromanul le-ar fi spus polițiștilor că problemele din politică și din justiție l-au motivat să dea foc magazinului. El a spus că a vrut să tragă un semnal de alarmă, fiind nemulțumit de politicieni. Polițiștii cred că nemulțumirile bărbatului legate de clasa politică sunt de fapt un pretext. El ar fi vrut să atragă atenția asupra lui și asupra problemelor din familie. Nicușor Ocheană locuiește în Italia și are o soție și 3 copii. Conform unor surse, copiii lui nu mai păstrează legătura cu el și nici soția, pentru că ar fi avut o relație în afara căsătoriei. În Italia ar fi avut și probleme cu legea și ar fi fost prins, băut și drogat la volan. Bărbatul ar fi suferit de depresie. Rudele nu știau că a venit în București, unde acesta a schimbat 3 hoteluri până când a luat decizia să incendieze magazinul de suveniruri. Astăzi a fost adus la parchet pentru audieri. Îți pare rău? De ce ai făcut? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Transmis mesajul celui care se simte cumva frustrat, cumva nedreptățit, cumva uitat de societatea noastră și care nu mai poate să accepte chestia asta. E adevărat că frustrarea lui, din punctul ăsta de vedere, a fost cumva amplificată și de relația cu familia. Dacă s-ar fi dus într-o audiență, dacă s-ar fi dus, eu știu, să solicite ajutorul cuiva, poate că nu ar fi fost băgat în seamă. Așa a gândit. Acum bărbatul riscă între 2 și 7 ani de închisoare pentru incendiere, care ar putea pune în pericol alte persoane sau bunuri. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Ungaria că mai multe drumuri ar putea fi închise după ce Dunărea a inundat cheiurile Budapestei. Peste 4.000 de oameni sunt mobilizați pentru a ține apele sub control. Când va ajunge Dunărea mărită și în România, aflați imediat. Doi polițiști din Mureș sunt acuzați că au bătut crunt și au mutilat un adolescent de 17 ani. Băiatul era pe stradă cu bicicleta după miezul nopții și nu ar fi oprit la semnalele agenților. Părinții spun că după agresiune, polițiștii ar fi plecat pur și simplu. Acum agenții sunt cercetați de superiori. Ei se apără, susțin că victima a căzut. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu impact emoțional. Cum
trecut el și au venit cu chiropanurile, el a urcat pe trotuar. Copilul meu de 17 ani a fost abuzat de polițiști în timpul serviciului lor. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile pe o stradă din Târgu Mureș. Adolescentul se întorcea de la o petrecere. Era cu bicicleta pe o trecere pentru pietoni atunci când a făcut loc autospecialei și a continuat drumul pe trotuar și a văzut că unul dintre polițiști îl urmărește. Motivul? Nu ar fi avut lampă pe bicicletă, susține mama sa. Fiul meu nu a știut că este decis. Chiroparurile sunt pentru el. Când să se întoarcă, deja polițistul a sărit peste el, care l-a trântit la pământ copilul. Cum au căzut împreună, la copilul meu i s-a rupt o bucată din umăr, s-a rupt la bărbie. Agenții au aplicat adolescentului toate procedurile pentru imobilizare învățate în școală. Băiatul a fost pus la pământ și susține că a fost lovit în ficat. Le-a întrebat pe agenți ce a făcut și de ce l-au agresat. Au zis că cum ai căzut, te-ai lovit la cap și nu-ți amintești bine. Deci au fost luat și de fraier. După aceea au întrebat ce vârstă are și ei au întrebat că de ce este copilul ăsta așa plin de sânge. Se plângea că doare umărul, dar nimeni n-a chemat salvarea, nu i s-a dat niciun fel de ajutor. La scurt timp, cei doi oameni ai legii și-ar fi schimbat radical comportamentul față de tânăr. Nu l-au încătușat, nu l-au dus la secție și nici măcar nu i-au dat vreun avertisment. Când au văzut că are 17 ani, au zis că atunci atât am vrut numai să te oprim din cauza că nu ai avut lumini. Poți să pleci acum, noi mergem, că noi avem altă treabă mai bună de făcut. Băiatul și-a sunat părinții, le-a povestit totul, iar aceștia au pornit într-un suflet spre el. Agenții nu mai erau acolo, dar cu mașina, tatăl băiatului i-a ajuns din urmă. Cei doi polițiști nu au dat explicații suplimentare, dar le vor da superiorilor. Părinții au depus plângere penală împotriva lor. Împrejurările exacte ale cauzei și modul de intervenție fac obiectul unor cercetări desfășurate de polițiștii Biroului Control Intern din cadrul Inspectoratului, în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârșire a infracțiunii de purtare abuzivă. În paralel, în prezenta cauză, a fost declanșată cercetarea prealabilă. Adolescentul, potrivit certificatului medico-legal, are o fractură la umăr și multiple contuzii. El nu va putea merge la școală timp de 30 de zile. Scandal în miez de noapte în județul Suceava între doi cetățeni ucraineni și un echipaj de poliție. Bărbații pietoni aflați pe trotuar au fost nemulțumiți după ce au văzut că oamenii legii au oprit un șofer pentru un control de rutină. Indivizii au reacționat, l-au apărat pe cel tras pe dreapta și au acuzat pe polițiștii aflați în misiune că fac un abuz. Martorii au filmat incidentul. Urmează imagini și detalii cu impact emoțional. Scenele au fost filmate de trecătorii alarmați de scandal. Totul s-a întâmplat pe o stradă din centrul orașului Rădăuți. Era aproape miezul nopții, iar echipajul de poliție aflat în misiune a oprit un șofer pentru un control de rutină. Exact atunci, pe stradă, treceau doi cetățeni ucraineni. Ar fi fost băuți bine, iar unul dintre ei și-a adus aminte că a rămas fără permis de conducere în urmă cu câteva zile. Împreună cu prietenul său a început să-i certe pe agenți. Cei doi i-ar fi acuzat pe polițiști că fac un abuz. Ofițerii poliției rutiere nu au reușit să-i calmeze. Imaginile au surprins momentul în care unul dintre ucraineni e lovit de un polițist. În tot acest timp, trecătorii strigă la agenți să-i lase în pace pe bărbați. Scandalul continuă, iar cetățenii străini și oamenii legii se împing într-o dubă parcată. Cetățenii respectivi nu aveau nicio legătură cu șoferul vehiculului oprit. În aceste condiții, polițiștii, solicitându-le și lor să se legitimeze, în momentul în care aceștia au devenit agresivi verbal, fiind necesară interceptarea lor prin utilizarea unor procedee de imobilizare forțată. Procedeele au dat roade, iar cei doi bărbați au fost încătușați și duși în sediul poliției. După stabilirea identității celor doi bărbați, de 39 și respectiv de 25 de ani, și parcurgerea etapelor procedurale specifice, față de unul dintre aceștia
dispus internarea medicală la unitate de psihiatrie a Spitalului Municipal Rădăuți. Pentru că au făcut scandal, indivizii au fost amendați cu 19.000 de lei. În urmă, cu câteva luni, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut statelor europene ca toți bărbații ucraineni care se încadrează în vârsta de recrutare să fie trimiși în țara vecină pentru înrolare. Toate țările Uniunii Europene au refuzat această solicitare. 30 de români au făcut scandal și s-au bătut cu bâte și săbii în mijlocul unui bulevard aglomerat din orașul spaniol Canals. Din primele informații, ar fi vorba despre o rivalitate între două familii. O persoană au fost rănite, din care una este în stare gravă la spital. Ca urmare a incidentului violent, 5 persoane au fost arestate. Ulterior, o persoană a fost eliberată, deoarece era minor. Echipajele de salvare au acordat ajutor medical la fața locului, dar 3 dintre răniți au ajuns la spital pe compropriu. Polițiștii spanioli au identificat deja 9 dintre agresori. Nu este exclus ca numărul celor reținuți să crească pe măsură ce investigația oamenilor legii avansează. Doi adolescenți de 15 ani din Târgu Jiu, frați gemeni, sunt căutați de polițiștii din întreaga țară de 2 zile. Ei ar fi fugit de acasă după ce cu o zi înainte ar fi pierdut mulți bani la jocurile de noroc. Ar fi luat decizia să plece în urma reproșurilor făcute de tatăl lor. Nu i-am văzut, nu, nu, i-am văzut la televizor. Ei sunt Marian și Gheorghe Tibuș. Au 15 ani și dispariția lor a fost semnalată din 16 septembrie. Ar fi plecat după ce au terminat cursurile la liceul din Târgu Jiu, nu înainte să ia de acasă și suma de 1000 de euro. În aceea zi ar fi fost văzuți în gara din Craiova. Persoanele au fost puse în urmărire la nivel național, iar persoanele care pot oferi detalii cu privire la identificarea celor doi minori sunt rugate să anunțe poliția. Tinerii ar fi decis să plece după ce, cu o zi înainte, tatăl ar fi aflat că au pierdut mai multe sume de bani într-o sală de jocuri de noroc. În ziua în care au plecat și-au închis telefoanele mobile. Au fost căutați inclusiv în baruri, săli de jocuri de noroc, autogări, parcuri și alte locuri publice. Au fost respectuoși, disciplinați, nu întârziau la ore, nu absentau, nu au nicio absență în cele, să zicem, o săptămână, 6 zile de carte. Pozele adolescenților au fost distribuite inclusiv pe internet. Cei doi băieți au în jur de 1 metru și 70 de centimetri înălțime, aproximativ 60 de kilograme, fețele rotunde, ochii căprui, părul șaten și fără semne particulare sau tatuaje. Cei care îi văd sunt rugați să sune la numărul de urgență 112. Nivelul Dunării a crescut alarmant în Europa Centrală. În Slovacia, fluviul a ieșit din matcă, iar în Ungaria, autoritățile sunt în alertă maximă. Dunărea a inundat cheiurile Budapestei și peste 4.000 de oameni lucrează pentru a ține inundațiile sub control. Ministerul Afacerilor Externe a avertizat pe români să nu călătorească în Ungaria. Din cauza ciclonului Boris, nivelul debitului Dunării atinge cote record. La granița dintre Slovacia și Ungaria, câteva localități au inundat deja. La Bratislava, ministrul mediului a declarat că nivelul Dunării a atins punctul de vârf. În schimb, la Budapesta, prognoza este că vârful va fi atins sâmbătă. Ungaria este în alertă de ieri. Viktor Orban a scos armata pe stradă. Peste 1.000 de soldați au instalat diguri de protecție de-a lungul malului Dunării. De teama inundațiilor, inclusiv proprietarii magazinelor și restaurantelor se baricadează la Budapesta. Semmilyen segítséget nem kaptunk, minden saját költségre van, a homok, a homokzsák, az eszközök, a szállítás, fölkészültünk arra esetleg, hogy lesz áramkiramaradás, aggregátort béreltünk, szivattyúkat béreltünk. Gyulunk, bár bízunk a megépített védművekben, és mindenhol, ahol lehet, megerősítjük homokzsákokkal, zsilipekkel, úgyhogy reméljük, hogy meg tudjuk fogni a vizet. Insula Margareta, zonă de agrement cu hoteluri și restaurante a fost închisă. Nivelul Dunării la Budapesta ar putea ajunge la peste 8 metri și jumătate. Cel mai înalt nivel al apei înregistrat vreodată a fost de aproape 9 metri. Nivelul este în continuă creștere din cauza ploilor torențiale cauzate de ciclonul Boris. Europe has for decades been warming at a much higher rate than the rest of the world. Warm air holds more moisture and what goes up will come down and we see these extreme rain events. And we'll see more of this as we go forward. These have been branded now as historic floods, and soon we will be talking about these kind of events as frequent or even annual
as we go forward. Din cauza inundațiilor, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria că se preconizează aplicarea unor restricții de circulație în perioada imediat următoare. În România, conform hidrologilor, Dunărea va atinge cel mai probabil debitul maxim pe data de 27 septembrie. Organizarea probelor de bac în timpul anului școlar ar fi un fiasco. Asta spune un profesor de la Colegiul Sfântul Sava din Capitală într-o scrisoare adresată ministrul Educației. Ce argumente au, aflați imediat la Focus. Bilanțul victimelor atacului surpriză în care mai multe pager au explodat simultan, care a avut loc în Liban și Siria, a ajuns la 12 morți. Printre aceștia se numără atât membri ai grupării Hezbollah, cât și civili. În plus, peste 3.000 de oameni au fost răniți, iar spitalele din Liban sunt în alertă. Hezbollah vorbește de un asasinat în masă și acuză Israelul. Oficialii spun că vinovații vor plăti. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Acesta este momentul în care mii de peigeri au explodat simultan în Liban. Astfel de imagini au fost surprinse în toată țara, în magazine, pe străzi și chiar și în casele oamenilor. Cele mai multe au fost în capitala Beirut. Valul de explozie a durat aproximativ o oră în Liban, dar și în Siria. Inițial, oamenii nu au știut ce se întâmplă. Apoi a fost dezvăluită informația că mii de peigeri folosite de militanții Hezbollah pentru a comunica au sărit în aer. A urmat apoi haos. 130 de ambulanțe și 500 de medici au intervenit de urgență. Spitalele au fost copleșite de numărul mare de răniți. Toate unitățile medicale sunt în stare de urgență. Scenele de acolo parcă sunt desprinse dintr-un film de groază. Răniții sunt aduși fie în ambulanțe, fie pe brațe sau cu motociclete. Cei mai mulți au răni în zona abdomenului, a mâinilor și a feței. Din cauza numărului mare de răniți, oamenii sunt tratați inclusiv pe podeaua spitalului. حالة تقريبا 200 منهم هي حالة حرجة استوجبت إما إجراء عمليات جراحية. Printre victime este și o fetiță de doar 8 ani și fiul unui parlamentar libanez. Printre răniți sunt și oficiali iranieni, dar și ambasadorul Iranului la Beirut. Acesta are doar răni superficiale. We started hearing shouting and we saw the first injury going down holding his hand and after it another injury. Some people said that the television exploded. Others said the telephone. You know, in the first moments people weren't still understanding what's happening. Soon we found out a specific device was exploding all over the place. Mossadul, agenția israeliană de spionaj, este principalul suspect în atacul din Liban. Israelul nu a comentat atacul și nici nu a declarat că ar fi în spatele acestuia. This is a complete crime against the civilians. What we have seen is a kind of progress in the Israeli crime against the Lebanese. It's against the Lebanese people, it's against the civilians. We hold the Israeli enemy responsible for all of the victims, for all of the martyrs, for all of the wounded, and we believe that the reprisal is coming. Pagerele care au explodat au fost cumpărate recent de Hezbollah după ce liderul grupării a ordonat membrilor să nu mai folosească telefoane mobile, motivând că ar putea fi urmărită de Israel. Cu doar câteva ore înainte de incident, Cabinetul de Securitate israelian a spus că a stabilit ca obiectiv de război să oprească atacurile teroriștilor Hezbollah în nordul țării. Pagerul folosit de militanți a fost fabricat de o companie cu sediul în capitala Ungariei. Cu toate acestea, compania taiwaneză Gold Apollo a declarat că societatea sa a avut un acord de licență cu compania de la Budapesta și a autorizat marca pe pagerele care au explodat în Liban și Siria, dar nu au fost fabricate de ei. Tensiunile în Orientul Mijlociu sunt mai intense ca niciodată.
Revenim cu o informație de ultim moment în jurnal. În urmă cu scurt timp a avut loc un nou atac în Beirut. Martorii spun că mai multe dispozitive de comunicații au explodat. De data aceasta nu ar fi vorba de pagere, ci de comunicații radio. Sunt deja cel puțin 3 morți și peste 100 de răniți în urma exploziilor de astăzi. Una dintre explozii a avut loc într-o suburbie a capitalei Beirut. Acolo avea loc o înmormântare a 4 persoane care și-au pierdut viața în atacul de marți. Mai mulți copii și femei luau parte la funeralii în momentul în care au avut loc exploziile. Totul are loc la doar o zi după ce aproximativ 3.000 de oameni au fost răniți și alți 12 au murit după ce în jur de 3.000 de pagere folosite de Hezbollah pentru a comunica au fost detonate. Stațiile radio ar fi fost aduse în Liban în urmă cu 5 luni, când au fost aduse și pagerele. Regimul sirian și-a anunțat diviziunile și unitățile militare de securitate să oprească toate dispozitivele wireless și să utilizeze liniile fixe. În urma atacului din Liban a rămas o singură întrebare. Cum a fost posibilă detonarea pagerelor? Experții în cibernetică merg pe două variante. Cel mai probabil, detonarea a fost pusă la cale de agenția de spionaj Mossad și de armata israeliană. La începutul anului, Hezbollah a distribuit pagerele membrilor săi din Liban, iar o parte dintre ele au ajuns la aliații Hezbollah din Iran și Siria. Un lucru este cert, operațiunea reprezintă o breșă de securitate fără precedent pentru gruparea Hezbollah. Pagerele sunt folosite de Hezbollah pentru ca membrii să comunice fără să fie nevoiți să folosească telefoanele mobile. Acestea ar putea fi interceptate de israelieni. Un pager funcționează prin utilizarea frecvențelor radio pentru a primi mesaje, iar aceste semnale pot fi interceptate relativ ușor. Militarii israelieni și agenții de informații au reușit să aibă acces la 5.000 de pagere la nivel de producție și să introducă o cantitate mică de explozibili în ele, cu câteva luni înainte ca acestea să fie importate în Liban. Experții muniții spun că este posibil ca în aparate să fi fost plasate cantități mici de aproape 20 de grame de exploziv puternic. Acestea ar fi fost armate printr-un semnal și prima persoană care a folosit dispozitivul a declanșat explozivul din toate aparatele. Sunt două variante care circulă acum în rândul experților în comunicați. Prima variantă este că Israelul a reușit să pătrundă pe lanțul de administrare, de desfacere și au reușit să intercepteze efectiv modul în care aceste pagere ajungeau, înainte să ajungă acestea la Hezbollah și să le modifice introducând în ele o mică cantitate, câteva grame de explozibil, pe care după aia le-au detonat cu ajutorul unor unde radio. O altă posibilitate a fost ca Israelul să fi dezvoltat o modalitate de supraîncălzire a bateriilor pagerului. Pagerele moderne utilizează baterii litiu care se pot aprinde și pot exploda dacă sunt supuse la o căldură suficientă. There is lithium inside pagers, there's lithium batteries, those can be made to explode. But again, to have them all explode simultaneously or nearly simultaneously like that is going to require something more than coincidence. At any level, if this was Israel, which presumably it was, it should not be surprising that they have the capability to carry something like this out. The bigger question would be, how did they manage to booby trap all of these pagers? Israel anticipează un răspuns din partea grupării Hezbollah. Apărarea antiaeriană și serviciile de informații militare din Israel sunt în alertă maximă. Deflection, it is such a serious attack. It's not only extraordinary, it's also very scary. And I think this time we can expect a very serious response, a retaliation from Hezbollah. Specialiștii au dat asigurări că un astfel de atac este puțin probabil să aibă loc la orice telefon sau pager. These aren't the kinds of things that happened coincidentally or by accident. This was a targeted attack. Unless you're a terrorist or involved in some terrible activity, I think you can rest assured that your cell phone or pager, if for some reason you're using a pager, is not likely to undergo a... Pe de altă parte, există puțin probabil însă varianta ca pagerele doar să se fi supraîncălzit sau să se fi defectat. În România, infecțiile cu HPV sunt responsabile anual de peste 3.300 de noi cazuri de cancer de col uterin, dar și peste 500 de alte tipuri ale bolii. Vaccinul, spun medicii, este singura soluție pentru a preveni infectarea. În Iași se va deschide un cabinet de vaccinare împotriva HPV. Este primul astfel de cabinet din afara Bucureștiului. Cei care vor să se imunizeze se pot înscrie pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iași. Vaccinul este gratuit pentru fetele și băieți între 11 și 18 ani și compensat cu 50% pentru femeile de peste 19 ani. În
România, vârsta la care pacientele ajung să fie diagnosticate cu cancer de col uterin a scăzut. Fete între 20 și 30 de ani primesc diagnosticul crunt. De cele mai multe ori, boala este rezultatul infectării cu anumite tulpini, cu risc înalt ale virusului HPV. Riscurile sunt de a-ți pierde capacitatea fertilă, de a face un cancer care uneori nu este tratabil, iar combinația lipsei de vaccinare și lipsei unui program de screening care să fie funcțional la nivel național și o conștientizare a unui proces de screening duce la decese și la un grad de handicap important, care poate fi prevenit. Ginecologii trag un semnal de alarmă și spun că, din păcate, cele mai multe femei ajung la spital când stadiile cancerului de col uterin sunt avansate. Riscuri nu sunt doar pentru femei. Infecția cu HPV poate fi făcută de oricine. La fete se cunoaște că implică apariția cancerului col uterin, nu favorizează, ci chiar îl determină. La băieți sunt în principal cancerele de orofaringe, limbă, buză, care au un prognostic extrem de prost și cu tratamente extrem de complicate. Cancer de col uterin se moare. A vaccina un copil, un tânăr mai ales, împotriva acestei infecții înseamnă să-i dai o șansă de a nu muri într-un mod care este prevenibil. În acest moment, vaccinarea este singura soluție pentru a preveni cancerul. Rolul vaccinării nu este mâine, adică nu veți obține un rezultat al vaccinării prin scăderea incidenței cancerului de col uterin dacă pacienta se vaccinează azi. Mâine înseamnă că în țară nu vom avea cazul de col uterin. Dar vaccinarea la adolescente va preveni ca pacienta adultă să nu mai ajungă la tot ceea ce înseamnă bolile care sunt date de HPV. În Iași se va deschide primul cabinet de vaccinare împotriva HPV din afara capitalei. În București există deja două. Cabinetul se află la centrul de screening din cadrul Institutului Regional de Oncologie, unde totul a fost pregătit ca la carte. Pot să lucrez 354 de probe odată. Bineînțeles că tot las, el își pipetează, după care pun iar următoarele probe. Cei care vor să se imunizeze trebuie mai întâi să aibă o prescripție medicală de la medicul ginecolog sau cel de familie. Apoi se pot înscrie pe site-ul institutului, unde vor fi programați. În ziua vaccinării, cu rețeta, trebuie să meargă la o farmacie de unde își vor cumpăra prima doză. Din decembrie anul trecut, vaccinul împotriva HPV este gratuit pentru fetele și pentru băieții cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și compensat cu până la 50% pentru femeile între 19 și 45 de ani. Să-și achiziționeze din farmacie cu maxim 60 de minute înainte de prezentarea la vaccinare într-un recipient termoizolant pentru a transporta vaccinul în siguranță. În cazul copiilor, aceștia trebuie să fie însoțiți de un părinte în ziua imunizării. Nu m-am vaccinat, nu. E prevalența foarte mare pe primul loc, din păcate. Am auzit, da. Am un băiețel care l-am vaccinat. Prima doză și urmează următoarea doză. De ce l-ați vaccinat? Tot așa, de HPV-ul ăsta. Cine v-a spus, ce v-a recomandat? De ce ați medicul din familie, v-a zis că e foarte bun. Aș sfătui totuși să vaccineze pentru boală, pentru virus. E important, nu? E foarte important, da. Să stai așa cu stresul că ai virusul și să nu mai poți face nimic, asta este. În fiecare an, în țara noastră, peste 1000 de femei mor din cauza cancerului de col uterin. Compania Națională de Transporturi Aeriene Tarom a împlinit astăzi onorabila vârstă de 70 de ani. În această perioadă, operatorul de zboruri de stat a trecut de la o companie prestigioasă cu mari realizări în domeniul aviației la o companie aflată în prag de faliment. În ultimii 15 ani, compania a înregistrat pierderi de peste 2,6 miliarde de lei. Am poposit pe aeroportul Otopeni în ziua în care Taromul anunța îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii 3 ani ai cincinalului. Tarom a luat naștere pe 18 septembrie 1954, când a avut primul zbor București-Praga. În câțiva ani a ajuns să aibă zboruri regulate către zeci de orașe europene. În 1966, compania a adus la capăt primul zbor transatlantic și 3 ani mai târziu, în 69, când americanii aterizau pe lună, piloții Tarom reușeau să facă ocolul lumii în 80 de ore.
Compania era de mare succes și în Europa și în lume. Zbura la New York. Eu în 91 am fost și am făcut vizita de securitate la Chicago, pe aeroport, și am dat drumul taromului să zboare acolo. A zburat la Montreal, a zburat peste tot. Deci a fost, da, taromul era deja o companie foarte puternică. În decembrie 1989, Tarom avea o flotă de 60 de avioane. Am fost printre primele state din blocul sovietic care au introdus pe liniile de zbor avioane produse în Statele Unite ale Americii și Europa de Vest, printre care Buck 111 și Boeing 707. După căderea comunismului, Tarom a cumpărat în 1990 trei aeronave noi, Airbus A310, una dintre ele s-a prăbușit în tragedia aviatică de la Balotești, din anul 1995, în urma căreia 60 de persoane, 49 de civili și 11 membri ai echipajului de bord și-au pierdut viața. A doua jumătate a anilor 90 este și perioada în care compania începe să se prăbușească la propriu. S-a depreciat managementul Taromului, au fost descurajați profesioniștii care încă mai erau la Tarom. Din acest motiv, mulți mecanici, piloți, membri ai personalului de zbor au ales să părăsească compania și să muncească în afara țării pentru salarii mult mai mari. Situația a ajuns atât de gravă încât compania riscă să intre în faliment, așa că s-a decis reorganizarea ei. În momentul de față sunt încă oameni la nivel miniștri chiar, care nu știu ce înseamnă o restructurare, care zic, a, păi are atâta personal, dăm afară asta. O prostie. În perioada 2001-2005, Tarom s-a aflat în proces de restructurare și a reușit să ajungă o companie profitabilă pentru 3 ani, 2005, 2006 și 2007. După a urmat dezastrul. Conform portalului Listă Firme, în ultimii 15 ani, compania nu a fost niciodată profitabilă și a înregistrat pierderi an de an de o cifră 6 milioane de lei, până la sume colosale, 440 de milioane de lei în 2020, anul pandemiei. În total, în acești 15 ani, Tarom a înregistrat pierderi de peste 2,6 miliarde de lei, adică peste 500 de milioane de euro. Ce au făcut din Tarom? Praf. Au mâncat cash flow-ul, l-au făcut pulbere. În tot acest timp, compania a strâns datorii de 1,4 miliarde de lei, în timp ce numărul angajaților s-a înjumătățit, de la 2400 la 1200. Este ținută așa la perfuzii, din păcate, cumva ținută în viață, cu mari eforturi, pentru că în domeniul ăsta nu poți să faci orice investiție, orice ajutor de stat. E o piață liberă, concurențială, reglementată, ultra, supra-reglementată la nivel european. În perioada de declin a companiei, managementul a luat decizia de a vinde 10 de aeronave. Acum flota Tarom este compusă din 18 avioane, iar compania susține, la ea pe site, că traversează o perioadă de modernizare a flotei. Un scenariu de salvare al Tarom ar fi privatizarea. Dacă se face cu cap vânzarea, privatizarea, vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, mă gândesc că ar putea, în ceasul al 13-lea, să fie și Tarom o companie cu un management lăsat în pace să-și facă treaba, un management priceput, cu obiective, plătit corect, competitiv, într-o piață liberă. O altă soluție, spun specialiștii, ar fi aplicarea legislației privind guvernanța corporatistă și numirea conducerii în urma unor concursuri serioase. 37 de profesori de la Colegiul Sfântul Sava din Capitală îi cer religiei de ca să modifice calendarul de bacalaureat 2025. Organizarea probelor în timpul anului școlar ar fi un adevărat fiasco, spun aceștia. Ligia Deca a precizat că schimbarea calendarului pentru elevii de clasa a 12-a este necesară din cauza schimbărilor climatice. Elevii și profesorii s-au împărțit în două tabere. Ceea ce va duce la o perturbare gravă, dar gravă,
sunt probele scrise. Cadrele didactice spun că măsura de a modifica datele examenului este în contradicție cu structura anului școlar. Mai mult, profesorii vor ajunge în situația în care nu-și vor putea ține orele, iar asta va perturba funcționarea liceelor, dar și a școlilor generale și gimnaziale. Nici implementarea școlii altfel în acea perioadă nu pare o soluție salvatoare. Nu doar profesorii de la Colegiul Sfântul Sava vor schimbare. În toată această perioadă în care această masă de profesori este deplasată dintr-o parte într-alta, este clar că nu se poate ține nicio altă oră, nici online, nici cum. Nu este fizic posibil. Ce fac elevii claselor, cum avem noi, 4 clase de gimnaziu și a 9, a 10, a 11, ce fac? Este final de an școlar. Elevii, de exemplu, care sunt în situație de corigență, au dreptul la evaluări suplimentare. Da, deci trebuie ascultați cine face toată treaba asta. Deci nu că se va perturba, se vor perturba orele. Va fi un haos generalizat. În scrisoarea deschisă adresată Ministerului Educației, cei 37 de profesori din cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din capitală cer schimbarea datelor pentru examenul de bacalaureat. Este pentru prima dată în istoria recentă a educației din România când probele de bacalaureat se vor desfășura în timpul anului școlar. Profesorii spun că nu este nici în avantajul elevilor, dar nici în avantajul profesorilor, iar această anomalie va perturba întregul an școlar. Competențele se vor susține în lunile ianuarie și februarie, iar probele scrise pe 10 iunie. Profesorii și elevii s-au împărțit în două tabere. În timp ce cadrele didactice militează pentru schimbare, elevii susțin că susținerea probelor mai repede este în avantajul lor. Din perspectiva elevilor și din perspectiva noastră, cu cine am vorbit și cu toți elevii reprezentați din teritoriu, este o măsură cel puțin interesantă. Probele din această iarnă înseamnă mai mult timp pentru pregătirea pentru examenele de bacalaureat care chiar contează, pentru că ar trebui să înțelegem competențele se pot echivala. Cine mai are admitere în timpul verii are timp să se pregătească mai mult după bac. Eu cred că este avantajos să dăm bacul mai repede, pentru că așa ne putem pregăti de facultate. Vreau să dau la medicină, multă materie. Reprezentanții părinților pun responsabilitatea pe umerii profesorilor și spun că scrisoarea deschisă transmisă către minister nu este justificată. Am mai fost acum 4-5 ani de zile același lucru și n-a fost niciun haos generalizat. Unii dintre profesori sau unora dintre ei o să le fie greu să fie și la asistență și la ore după amiază. Practic cam despre asta este vorba. Acest calendar a fost făcut în sprijinul elevilor astfel încât să nu mai intre la examen într-un regim termin de 35-40 de grade. Nu refuz punctul de vedere al acestor domn profesori de la Sava, dar stau și vă întreb cât timp a fost proiectul în dezbatere publică? De ce nu au ieșit public? Cei 37 de profesori care au semnat scrisoarea spun că modificarea programelor pentru examene în condițiile în care profesorii n-ar termina de predat materia nu este o soluție fezabilă și nici recuperarea orelor în zilele de weekend. A fost spectacol pe cerul României, ultima eclipsă parțială de lună din acest an, a fost vizibilă peste 3 ore din mai multe regiuni ale țării. Imaginile deosebite le vedeți după o scurtă pauză publicitară. Vă aștept! Superluna a făcut spectacol, ultima eclipsă din acest an a fost parțială, însă chiar și așa a făcut deliciul multor pasionați de astrologie și nu numai. Aceasta a fost vizibilă cu puțin timp, înainte de ora 4 dimineața și până la ora 7:20. Punctul maxim al eclipsei a fost în jurul orei 6:01. Deși cerul noros nu a permis ca acest eveniment să fie văzut în toată țara, la Arad cerul a fost lipsit de nori, lăsând la vedere spectacolul lunii. Primul și în primul rând, eclipsele sunt destul de rare. Deci un eveniment foarte rar și bucuria e foarte mare că reușești să o vezi. În primul rând, noi, astronomii amatori, luptăm cu vremea, luptăm cu norii. În general, o eclipsă parțială sau o eclipsă totală de lună se vede din orice punct al orașului, luna fiind singurul obiect ceresc care se poate observa și în orice, se poate observa în orice condiție de luminozitate, chiar și din centrul unui oraș. Eclipsa de azi dimineață am văzut-o de la mine din casă. Omuș a reușit să facă o poză pe care a postat-o pe rețelele de socializare, fiind apreciată de mulți internauți. Oamenii se bucură să vadă asemenea eveniment.
chiar și prin poze, dacă ei n-au reușit să, nu știu, să se trezească sau să prindă această eclipsă. A făcut turul României pentru că în foarte multe locuri a fost înnorat. Astronomii cataloghează senzația resimțită în timpul unei eclipse ca fiind una extraordinară, greu de comparat cu orice alt eveniment. Este fascinant să vezi lucrurile din univers, pentru că ele într-adevăr sunt foarte îndepărtate. Dacă vorbim de lună, luna este aici, în vecin. Avem până la lună aproximativ 400.000 de kilometri, o nimica toată. Totuși, este suficient de departe și să vezi un fenomen care se petrece la distanța asta, e totuși o senzație extraordinară. Următoarea eclipsă de lună vizibilă parțial din România va fi în data de 14 martie 2025, iar o eclipsă totală de lună în data de 7 septembrie 2025. Două monumente istorice din țara noastră sunt printre câștigătoarele premiilor europene pentru patrimoniu. Biserica Săsească din Almavi, din județul Sibiu, și Biserica Sfântul Mihail din Cluj au câștigat în domeniul conservare și restaurare. În plus, summitul european al patrimoniului va avea loc în România între 6 și 8 octombrie, pentru prima dată în cele 6 decenii de existență. Biserica Săsească din Almavi este unul dintre cele două monumente recompensate de Comisia Europeană la summitul european al patrimoniului. Lăcașul de cult a devenit cunoscut după ce o fundație finanțată de regele Charles a investit milioane de euro în restaurarea monumentelor din zonă. În urma săpăturilor arheologice s-au descoperit mai multe morminte, printre care și acest schelet. Se presupune că ar fi din secolul 12-13. În ultimii 8 ani au fost refăcute zidurile exterioare și cele 4 turnuri ale bisericii, iar recent s-a încheiat și șantierul din interior. Acum aici pot fi susținute spectacole de muzică, teatru și dansuri, iar turiștii din toate colțurile lumii sunt impresionați de clădire. Ce vi se pare așa special în acest loc? Faptul cum a fost renovat, că se poate urca în fiecare turn, unde poți să admiri priveliștea. Îmi place foarte mult. E curat, e super. It's very impressive. Yeah, it's up on the hill and we were pretty keen to come see it. Where you are from, guys? We're from Canada. Biserica Sfântul Mihail din Cluj, cel de-al doilea proiect recompensat, a fost construit în secolul XIV și are înălțime de 80 de metri. Turnul este acum deschis publicului, iar în interior se regăsește o expoziție care ajută vizitatorii să înțeleagă mai bine care este istoria locului și cum a decurs restaurarea bisericii. În plus, priveliștea îți taie respirația. Această biserică a fost renovată atât cu fonduri europene, cât și cu bani din bugetul României și al Ungariei. Donațiile private au fost și ele considerabile și multă vreme a stat închisă. Mai bine zis, din 2018 până în anul 2021. 7 milioane de euro a costat atât renovarea interioară, cât și cea exterioară. O adevărată bijuterie gotică de tip hală cu o boltă, vitralii și sculpturi impresionante aflată în centrul Clujului, care este și un important punct de atracție pentru turiștii veniți din toate colțurile lumii. Cele două proiecte impresionante au ieșit câștigătoare după ce au fost jurizate după 5 criterii: calitatea restaurării, transferul de cunoștințe, valoarea europeană, implicarea comunității și impactul pe care l-au avut în media. România câștigă pentru a 6-a oară în ultimii 3 ani aceste premii, datorită și publicului. Am avut în ultimii 8 ani 4 premii ale publicului. România este una dintre cele mai premiate țări din cadrul summitului european al patrimoniului. From Romania, out of 12 that we have given in the past, 5 public choice awards it went to Romania. So well done for your mobilization and dedication. Am intensificat toate investițiile în clădirile monument istoric pe care Ministerul Culturii le avea. Am creat programe de investiții noi în patrimoniul construit și de asemenea de construcții noi pe patrimoniu într-un ritm care nu s-a mai întâmplat până acum. 26 de proiecte din toată Uniunea Europeană au fost selectate în cadrul premiilor pentru patrimoniul european. În total, 5 proiecte vor concura pentru marele premiu de 10.000 de euro, care se va oferi în perioada 6-8 octombrie, în cadrul summitului de la București. Pentru premiul publicului intră în competiție toate cele 26 de proiecte. Lucrările pentru primul campus preuniversitar profesional în sistem dual din țara noastră vor începe curând în județul Argeș, în comuna Vulturești. Cursurile gratuite le garantează absolvenților locuri stabile de muncă. Campusul va include o serie de facilități, inclusiv brutărie, spălătorie, frizerie, o grădină de legume și chiar și o mini fermă de animale.
Viitorul campus preuniversitar profesional în sistem dual al Asociației Bookland va asigura toate ciclurile de învățământ, primar, gimnazial, liceal și post-liceal. Profesorii care vor preda aici se vor ghida după o programă modernă pentru a forma specialiști pe certificările solicitate de agenții economici din județ. Aici copiii din mediul rural vor învăța o meserie, vor avea absolut totul asigurat. Aș putea să întrebnesc să spun că suntem primul campus profesional din mediul rural, ca o școală privată, dar cu zero taxe. Nu se va plăti un leu în această școală și copiii vor avea absolut totul asigurat, de la transport zilnic înspre școală, îmbrăcăminte, adică uniformă, mâncare. Campusul va avea o suprafață de 80.000 de metri pătrați și va fi dotat cu toate spațiile și facilitățile necesare pentru cei peste 300 de elevi care vor învăța aici anual. Astăzi, angajatorii români spun că principala problemă pe care o au este lipsa de forță de muncă calificată. Este important ca învățământul din România să anticipeze nevoile pieței muncii și să oferă specialiști formați exact în domeniile de care este nevoie. Cursurile de aici se vor baza în mare parte pe activități practice, direct la angajatori. În legea 198 a educației, susținerea este extrem de mare pentru ca elevii noștri să acceseze clase de învățământ dual și învățământ profesional și tehnic. Au posibilitatea, prin parteneriate pe care le fac cu agenții economici, să facă practică, iar în anul 2 de studiu, practica este în proporție de 80% la agentul economic. Elevii care vor studia în viitorul campus vor fi selectați și testați în funcție de abilitățile și preferințele lor. Vor semna contractele de muncă, vor primi burse și, la finalul formării profesionale, vor avea locuri de muncă garantate pentru care vor fi calificați. Numeroase companii private susțin acest demers. 75% dintre sponsorizări constau în materiale de construcții. Am susținut neapărat acest campus în comuna noastră pentru că ne schimbă viața. Deci la Vulturii se va schimba viața în 2025 și vor fi altă gândire în comuna noastră. În prima fază, bugetul este de 5 milioane de euro, fiind alocat pentru construcția și amenajarea campusului din comuna argeșeană Vulturești. Campusul preuniversitar profesional în sistem dual își va deschide porțile în anul 2025. Românii vor plăti mai mult pe haine începând de anul viitor. Producătorii de textile vor fi obligați să plătească o nouă taxă pentru reciclarea hainelor, care va fi transferată în prețul de la raft. Cu cât s-ar putea scumpi îmbrăcăminte, aflați după pauză. De la 1 ianuarie, românii vor plăti mai mult pe haine. De data aceasta este vorba despre o nouă taxă pentru reciclarea deșeurilor textile, care le va fi imputată tuturor producătorilor de articole vestimentare. Taxa va fi transferată în prețul de la raft. În plus, populația va trebui să colecteze separat hainele și materialele textile vechi. Măsura vine ca urmare a directivelor europene și are ca scop reducerea poluării. Industria textilă este una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel global, depășind cu mult plasticul. România trebuie să ia măsuri pentru a minimiza impactul deșeurilor din mediu. Până la începutul anului viitor, primăriile vor fi cele care trebuie să dezvolte o infrastructură eficientă de colectare. Majoritatea cantității de deșeu textil pe care reușim totuși să o colectăm în țara noastră ajunge la groapa de gunoi și ia drumul valorificării energetice. Primăria de la 1 ianuarie are obligația, când se uzează și vrem să scăpăm de ele, să ne dea o locație unde să putem face treaba asta. Unele vor colecta de la domiciliu, altele vor pune niște containere stradale, altele vor face o combinație din ambele variante. Deșeurile respective, în cel mai bun caz, ajung la o fabrică de ciment, unde vor fi coincinerate ca să obțină energie din ele, sau, dacă nu, ajung la groapa de gunoi. România reutilizează și reciclează mai puțin de 10% din deșeurile textile. Potențialul este de 30% dacă ar exista o colectare selectivă corectă. În București există deja câteva pubele unde poți duce îmbrăcămintea, dar și încălțămintea veche. Colectarea separată a deșeurilor textile va fi în curând obligatorie în toate statele europene. În Franța deja se întâmplă, iar de la 1 ianuarie 2025 și noi va trebui să reciclăm hainele vechi pe care nu le mai purtăm în astfel de pubele. În România, anual, se produc 160.000 de tone de deșeuri textile, din care reciclabile sunt un procent de 6-10%. Nu doar hainele aruncate la întâmplare sunt o problemă, atenționează specialiștii în protecția mediului. România e văzută și drept groapa de gunoi a Europei.
În fiecare lună, cantități impresionante de textile la mâna a doua intră la noi în țară. România nu reciclează nimeni textil. Le fac alte țări, însă mult mai bine decât noi. Organizează foarte bine partea asta de colectare de materiale, de produse care sunt încă în stare de folosire, chiar dacă nu sunt noi, și decât să le pună pe foc, mai bine le trimit în țări ca România sub formă de produse second hand. Industria second hand a resimțit creșteri majore în ultimii ani. Mihai deține un astfel de magazin de 7 ani și spune că în fiecare an cererea și clientela se dublează. Produsele din astfel de magazine vin din fabrici, unde sunt curățate și igienizate pentru a diminua riscul transmiterii virusilor. Când noi achiziționăm de la depozite, dar depozitele la rândul lor au în spate un alt șir, și anume de la efectiv cum aruncă omul în pubelă în Occident hăinuța, până când trece printr-un proces mai select de triaj. Ele vin însoțite și de un certificat care atestă faptul că ele sunt igienizate, curățate și pot fi imediat purtate. Producătorii de textile vor avea un rol esențial în gestionarea deșeurilor și tot ei își vor asuma costurile pentru producerea sistemelor de reciclare. Și gusturile consumatorilor s-au schimbat. Suntem mult mai atenți și selectivi la materialele din care sunt confecționate produsele vestimentare. Clientela preferă anumite tipuri de materiale, ale cașmir, bumbac, yin, adică mulți dintre ei nu mai caută acele poliesteruri sau poliamidă în compoziție, preferă materiale naturale care se împacă bine cu pielea. Pe lângă obiectele vestimentare se vor colecta și lenjerii de pat sau covoare. Impactul asupra mediului este uriaș. Ca exemplu, doar producerea unei perechi de blugi consumă aproape 3 tone de apă. Deșeurile textile din substanțe organice, cum ar fi inul, cânepa, bumbacul, poluează mult mai puțin decât cele din fibre textile, dar problema este că, în general, deșeurile textile sunt un amestec între fibre organice și cele sintetice și, din cauza asta, avem o rată a poluării destul de mare. Fibrele sintetice au diametre foarte, foarte mici, se descompun mult mai repede decât bucățile de plastic, decât un pet sau orice altceva. Odată cu implementarea acestor măsuri, prețul hainelor va crește. Creșterile vor fi justificate de producători prin costurile suplimentare pentru colectarea, reutilizarea și reciclarea materialelor textile. De la SUR mergem la meteo. Colega mea Elena Andrei ne aduce toate informațiile despre vreme. Elena, bună seara! Chiar va ploua și mâine? Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Va ploua mâine în mare parte a țării. Veștile nu sunt tocmai bune pentru oamenii din zonele afectate de inundații. Un cod galben de ploi este în vigoare până mâine seară. Revin imediat cu detalii. Va ploua așadar în cea mai mare parte a Moldovei și în Dobrogea, local în Muntenia și Transilvania. Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Tulcea sunt sub alertă de cod galben până mâine seară. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. Cu prognoza pe larg, vă aștept după Focus Sport. Elena, mulțumesc, doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Toate noutățile din lumea vedetelor le au Diana Șicove la Flash Monden. Iar de la 20 începe o nouă ediție a Cronicii Cârcotașilor. De la 20 la Medica TV intrăm în culisele sistemului medical alături de Eugenia Foarfecă. Seara continuă la Prima Sport cu cea mai puternică întrecere între cluburi. UEFA Champions League de la 22 Manchester City, Inter Milano va fi pe Prima Sport 1, iar PSG Girona va fi pe 2. Toate transmisiunile pot fi urmărite live și pe primaplay.ro. Să aveți o seară frumoasă pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.